Domnule profesor, vor fi 3 zile de handbal spectacol în sala sporturilor. Urmează un turneu de handbal feminin cu echipe de prima ligă. Da, din fericire pentru noi, într-adevăr, am organizat și le mulțumim echipelor care și-au dat acordul să vină. Este vorba despre Dunărea Brăila, Măgura Cisnădie și Știința București. După cum vedeți, sunt două echipe de top ale handbalului românesc. Știința, echipa nouă promovată. E clar că, datorită faptului că anul trecut am avut o evoluție bună, spre foarte bună în campionat și am fost o echipă puternică, toate echipele acum vor să vină să joace cu noi și acest lucru ne bucură. Într-adevăr, pentru iubitorii de handbal de Târgu Jiu este un turneu puternic pe care sunt convins că vor veni să-l vadă. Începând de joi, vineri, sâmbătă, două jocuri pe zi. Joi de la ora 17 va juca Dunărea Brăila cu Cisnădie, de la ora 19 vom juca noi cu Știința, iar înainte acestui joc se va face și prezentarea echipei. De aceea sunt convins și i-aș dori ca toți iubitorii de handbal să fie prezenți în sală pentru a face cunoștință cu toate jucătoarele și pregătire cu jucătoarele noi care au venit la noi la echipă. După care, vineri, aceleași ore va juca Dunărea Brăila cu Știința de la ora 17, iar noi de la ora 19 cu Cisnădie, iar sâmbătă dimineața de la ora 11 Cisnădie Știința și noi cu Dunărea Brăila. Deci un turneu puternic, un turneu în care ne vom etala, să spunem așa, cunoștințele acumulate în această perioadă și sunt convins că vom face trei jocuri bune de pregătire pentru noi, pentru că vrem să vedem unde ne aflăm în continuare și vrem să vedem dacă ne-am atins scopul acestei perioade de pregătire. La amicalul cu Craiova au lipsit câteva fete. Ce vești aveți din punctul ăsta de vedere pentru turneu? Da, au lipsit. Angie Pușcaș a fost convocată la echipa națională. A revenit. Sunt convins că este și va fi prezentă 100% la acest turneu, iar celelalte două jucătoare cu probleme medicale astăzi vin și vor face antrenament la una cu fetele. Sper eu că vor fi apte. E vorba de Ana de Ciolan și de Laura de Moldovan. În rest, doar Ira este, Zinatina este absentă. Sper eu că la acest turneu să le avem prezente și să convins că vor fi prezente toate, iar după acest turneu încă o dată sper să ieșim sănătoase și să ne atingem obiectivele propuse pentru acest turneu.